dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Ce mai faceți? Cum ați petrecut ieri de 8 martie? V-ați scos iubitele în oraș? Sau iubitele au petrecut singure, așa ca de obicei? Că odată pe an ne luăm lumea în cap și plecăm și noi de acasă, așa, de 8 martie. Anul ăsta a fost la fel ca și... Nu, anul trecut a fost ok de 8 martie. După 8 martie s-a instaurat virusul ăsta inutil. Deci anul ăsta a fost mai complicat. E, să sperăm că la anul ne vom distra mai, cum să zic eu, mai cu suflet, așa, și mai în libertate față de 2021. Rămânem în martie, nu sărim, abia a început primăvara, au trecut doar 8 zile, mai avem și cu babele un pic de trasă, deja își dau arama pe față. Azi dimineață deja era destul de friguț afară, nu scăpăm cu siguranță, deși la amiaz e soare. Se pare că totuși iarna ne mai dă câte un ghiolt, așa, dar ușor, nu sper să nu se mai instaureze. Ma, iubitorii de zăpadă și de schi, nu știu, zău, dacă nu mă spovedesc ei așa, ca să nu spun altfel, de la prima oră, că ei și-ar dori să mai schieze câte un pic. Și noi întâmplător am adus vorba despre sport. Ieri a fost o zi specială dedicată tuturor femeilor și emisiunea a fost o emisiune specială cu copiii de la The Story, cele 7 minuni ale Devei. Bine, cu excepție, o minune de la Hunedoara, vorbim de Cătălina. Mi-s dragi copiii și sper că a fost pe placul tuturor spectacolul, concertul celor de la The Story de ieri dimineață, care au cântat live. Mulțumesc, Rosie, și bună dimineața și mulțumesc că ești alături de mine. Așa cum am spus și în emisiunea de ieri dimineață, a fost o adevărată taravură să aducem aici în studio acele instrumente, așa destul de ad hoc și pe nepusă masă, să facem o emisiune dedicată femeilor. Un concert live făcut de cei de la The Story, alături de Daniel Mogoșanu. Noi o să ne mai întâlnim și cu The Story, o să ne întâlnim și cu Quartz. De-abia apuc să continuăm seria acelor evenimente și până nu purced mai departe, vineri o să am o surpriză. Rămâneți aproape, că o să fie o zi, o dimineață, o super dimineață de sfârșit de săptămână incendiară. Nu dăm încă din casă, dar va fi o emisiune specială. E, până atunci, așa cum ne-am obișnuit, luni aveam sport. Și știți că tot discutam că antrenorul de la Deva nu vine la emisiune. Am descoperit și de ce nu vine la emisiune, că de fapt domnia lui lunea nu era în Deva. E, și dacă nu am avut sport săptămâna asta luni, cine credeți? Ama, bună dimineața, Ama. Bună dimineața, colegul Ioana, meu. Bună dimineața, prieteni. Mulțumesc, Rosi. A rezolvat problema. Și uite că alături de noi în studio, îl las pe Ama să-și prezinte invitații. Fane Nanu, fost internațional, antrenorul de la CSM Deva. Fane, bine ai revenit în emisiune și, mă rog, bine ai venit în premieră în acest studio. Bună dimineața și bine v-am găsit. Și Daniel Cherecheș, să zicem, o achiziție mai proaspătă a celor de la CSM Deva, directorul sportiv al echipei. Dani, bine ai venit la noi în emisiune. Bună dimineața. Dacă ai mai fost la televiziune locale, mă bucur că am ești mai fost. La voi. Mulțumim pentru invitație și sperăm să facem o emisiune plăcută. Noi ne-am mai întâlnit, cei care urmărim Super Dimineața, eu urmăresc sigur, asta și fac, share-uiesc live în grupuri. Pentru cei care nu sunt acasă la ora aceasta, se ne poate urmări pe televizor, ne pot urmări pe telefoane, pe pagina mea de Facebook, Pop Maria Ioana, pe pagina postului 1 TV. După masă, emisiunea poate fi văzută în reluare pe YouTube. E suficient să tastați data de astăzi
sau în numele unuia dintre invitați și găsiți emisiunea pe YouTube. Și bineînțeles pe Super Dimineața. Asta că iar mi-am făcut de cap și noroc cu Rosi că postează pe pagina emisiunii. Rosi se ocupă când Ioana nu e foarte atentă cu detaliile și îi mulțumesc. O săptămână jumate am sărit emisiunile. O să revin și o să postez, promit. Vreau să-l întreb pe Fane, de când timp ești la Deva? În vară fac 2 ani de zile. Am venit, când a venit anul trecut, acum 2 ani când am venit în vară, am avut o discuție cu domnul primar și factorii locali care se implică în sport. Am plecat la un proiect împreună, pentru că în momentul când am ajuns de echipă era în Liga 4-a, retrogradase. A fost foarte greu pentru că în momentul când retrogradase foarte mulți jucători au plecat, timpul a fost destul de scurt, 3 săptămâni de zile am încercat să fac, să aduc ceea ce mai găsesc. Din păcate, când am ajuns, am găsit doar 7 jucători care nu-și găsiseră contracte ca să poată să meargă la alte echipe. Au rămas jucătorii care aveau mai puțină valoare, au rămas alături de mine și împreună cu selecția care am făcut-o, am încercat să-mi fac o echipă competitivă, o echipă care să putem să îndeplinim obiectivul de a fi în primele 10. Am început campionatul, am început cu o victorie la Dumbrăvița. Dumbrăvița, o echipă cu un obiectiv promovare, cu jucători de Liga 1, jucători de Liga 2 foarte mulți. Am bătut 2-1, am avut după aia un meci acasă, am pierdut, am ieșit afară, am făcut egal, am pierdut și în momentul acela am hotărât ca doi jucători care am simțit că nu dau totul pe teren, am hotărât să mă despart de ei. Din momentul când m-am despărțit de ei, au urmat 2 meciuri care nu le-am câștigat și după aceea a venit o perioadă de 6 meciuri care am pierdut niciun joc. A venit returul, în momentul când a venit returul a venit și pandemia și s-a închis totul. Știți și dumneavoastră, am fost pe LPS, am plecat la un proiect de viitor, un proiect care discutase cu domnul primar și ne-am propus ca să construim, să putem să dezvoltăm centrul de juniori, care este foarte important pentru mine, pentru că mi-aș dori să creștem și să aducem jucători la echipa mare din curtea noastră. Drept dovadă, în vară s-a schimbat denumirea echipei din LPS în CSM. Avem la ora actuală infrastructură, ceea ce am avut și o discuție și cu domnul primar și pe această care îl felicit pe dânsul și oamenii care sunt lângă dânsul care au plecat la acest proiect împreună cu dânsii. Am făcut infrastructura terenului sintetică. Era foarte greu să putem să desfășurăm activitatea atât de echipa mare cât și centru de juniori, să ne desfășurăm activitatea pe un singur teren. Acolo făceam antrenamente, acolo jucam, suprafața de joc nu era una care ne doream și atunci am hotărât să începem acest proiect prima dată cu infrastructura. Drept dovadă s-a realizat, eu cred că în vară va fi inaugurarea, da? Cu pistă, cu tot și va fi una din bazele cele mai frumoase din această zonă. Pentru că știți și noastră, terenul sintetic deja s-a dat în folosință, ne practicăm activitatea toți, și echipa mare și juniorii. Și este un lucru foarte, foarte bun și pentru mine, pentru că în vară m-am chinuit foarte mult, având în vedere că n-am avut cum să fac antrenamente, m-am dus ba la Certej, ba la Ilia, zi de zi am stat câte 40-50 km pe navetă. Mai prin și acea perioadă când s-a luat apa caldă, n-am avut unde să facem duș, recuperarea și uite așa lucrurile au început să nu evolueze așa cum mi-am dorit eu. Acum sunt fericit că avem acest teren, putem să ne desfășurăm activitatea și noi și juniorii. Din păcate nu putem să jucăm meciuri oficiale pentru că nu s-au omologat. Federația nu a dat acceptul pentru că nu avem tribună. Dar jucăm tot la Simeria pentru că toate jocurile le-am jucat anul trecut în tur
la Sineria, e o suprafață foarte bună, oamenii de acolo ne-au privit cu căldură și sunt 4 meciuri care le avem acasă. În rest, sunt bucuros că centrul de juniori se dezvoltă așa cum îmi doresc, pentru că în momentul când am plecat la acest proiect, l-am adus pe Marius Sârbu aproape de mine și am plecat la un proiect modelul olandez, pentru că trebuie să facem grupe performante, grupe medii și grupe de amatori, cum ar veni să facă sport, să nu mai stea în fața calculatorului copiii. Avem la ora actuală undeva în jur de 280 de copii, dar vrem ca până în vară, anul ăsta, să ducem undeva 350-400 de copii, pentru că sportul este foarte important pentru educația lor, pentru sănătatea lor și, de ce nu, care au valoare, se poate face și performanță. Deci e un proiect frumos, un proiect care mi-l doresc din tot sufletul și mi-l-am dorit din tot sufletul, având în vedere că în momentul când am ajuns aici, am avea alt proiect în altă parte care era destul de frumos, dar am hotărât să vin aici datorită faptului că domnul primar m-a convins că în timp se va face performanță și sportul de vean va merge mult mai sus decât a fost până acum. Acum, eu îl întreb pe Ama, pentru că nu sunt de vean, că nu sunt nici măcar hunedorean, că am mai spus asta și în alte emisiuni. Fotbalul nu are foarte multă tradiție față de handbal, nu? Undeva. Fotbalul are tradiție și undeva. Bun, nu okay, sunt rezultatele exact care au fost în handbal. Avem, mă rog, aveam. Mai avem și acum Hunedoara și Petroșani cu rezultate deosebite. Cei de o anumită vârstă, cred că le-au prins și din tribune, le-au văzut. Ei au reprezentat fotbalul hunedorean la cel mai mare nivel. Deci Corbinu și Jiu Petroșani. La Deva a fost echipă de Liga 2, a stat câțiva ani în Liga 2, după aminte în Liga 3. Eu ce pot să vă spun, la Liga 2, din punctul meu de vedere, sunt mai mulți cheltuiți decât la Liga 1. Pentru că, ca să poți te menții la Liga 2, trebuie undeva un buget de vreo 700-800.000 de euro. Da? Când la Liga 3 te duci undeva la un buget de 200-250.000 de euro cu centru de junior cu tot. Și atunci am preferat împreună să putem să mergem pe un proiect de viitor, da? Să creștem. Și în momentul când considerăm că putem să promovăm și vor fi banii necesari, atunci ne vom îndeplini acest obiectiv. Deocamdată, ca să-i cheltuim, vedeți și la Reșița. Dau un exemplu, sunt aproape 1.000.000 de euro cheltuit până acum. Au schimbat 3 antrenori, au adus 40 de jucători și tot la antrenorii se bat. Pe mine mă surprinde iar că Boba, știți, a fost aici președinte și aici au avut un buget, după câte știu, destul de mare, undeva la 20 și ceva de miliarde, acum vreo 2 ani, 3 ani de zile, și cu N2E și jucători care au avut calitate și veneau de la Liga 1, trebuie doar au terminat pe locul 5 sau 6 au terminat. Da. A fost atunci un meci, s-a pierdut și s-a rupt totul. Mă rog, e mai istorie deja. Acum, da, e istorie. Problema este că în momentul când cheltuim niște bani, trebuie să avem și rezultatele care ne le dorim. Da, poți să ai și eșec. Pentru că sunt echipe mari care, din punctul meu de vedere, au bugeturi foarte mari și se bat la retrogradare. Problema este, din punctul meu de vedere, este la jucători. Pentru că chiar vorbeam cu Alin Minteon și nu înțelegea ce se întâmplă. Pentru că în pregătire au bătut cam totul, da? Au început campionatul și în 3 etape, la Reșița 3 înfrângeri. Sunt jucători care, în momentul când dau de competiție, sunt mai timorați, intră cu frică și de aici pleacă totul. Da, ideea e că Super Dimineața este o emisiune pe care o urmăresc și bunicile și mămicile și ideea era să facem cumva pe înțelesul tuturor să se înțeleagă de ce nu sunt acele rezultate fabuloase care apar peste noapte, înțelegi? Și ideea e să încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor, că la fotbal noi am mai discutat, la fotbal, la politică, până mâine plecăm în rântaș, fac și o dublă. Mă mai ceartă Rosi și cu Ama, vezi că nu e ok. Ce... Bine, am pe prietenii mei de la federație și ei mă tot ceartă că mă iau de ei. Dumnezeii ăștia în fotbal, care nu mai înțeleg. Și acum nu mă pot lua, dragii mei, de generația de aur, că am un internațional lângă mine. Dar tot o să-i pun o întrebare incomodă. Stați liniștiți.
Am promis-o, nu? Am promis-o, nu? Ideea e alta. Lumea ar trebui să înțeleagă că până s-a ajuns să ai rezultate, să scoți pe cel cu mic, cu mare, să-l aduci la stadion, să facă bani, să se subvenționeze, să se plătească singur clubul, să zicem așa, că am un... Autofinanțeze, da. Mulțumesc, Ama. Până acolo, ideea e că voi vreți să vă creșteți o pepinieră. Pentru că jucătorii foarte buni sunt foarte scumpi. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Ce pot să vă spun? În acest da, an... Da, crești copii, an, asta da, era ideea. În acest ideea. An vreau ca... Adică mi-am dorit ca copiii de veni să fie... Să aibă entitate ca să poată să vină la echipa mare. Drept dovadă, până în vară, am avut jucători aduși, jucători juniori aduși din alte părți. În vară am schimbat strategia, și am adus jucătorii din curtea noastră. Deja de la Marius Silbu, de la grupa de 2002-2003, am promovat 6 jucători. Singurul jucător care a jucat și joacă titular, da, este Brania, un copil de 17 ani, un fundat stânga, un copil pe ceea ce îmi doresc eu, calitatea care îmi doresc eu, drept dovadă. În primul rând, are mentalitate și dorință de a juca și de a ajunge. L-am pe Sapta, l-am pe Iordache, 2003, un jucător fundat central de o talie, are talie undeva la 1,91-1,92 m, un copil care cu multă atenție, într-un an de zile, eu cred că va fi jucător de bază al echipei. L-am pe Iștoc, chiar un copil de 2003, un copil cu calitate, un copil care îmi place. Am adus acum și pe Ion Radu, un copil de 2002, cu talie foarte bună, care tot la fel îmi place. Adică copiii de la aduc în fiecare zi de la antrenament, copiii de la noi din centru, pentru a crește valoric. Că știu și eu ceea ce înseamnă performanță. Vă dau un exemplu. Ronald Koeman, ați văzut, este la Barcelona. Am avut antrenor la Vitesse 2 ani de zile. Tot timpul i-au plăcut jucătorii tineri, i-a promovat jucătorii tineri, pentru că acești jucători vin cu altă dorință de a ajunge cât mai sus, de a face performanță și să poată să dea tot ceea ce își doresc ei ca să prindă lotul de 18, ca să fie titular la echipa mare. Drept dovadă, vă știu noastră acum ce face Koeman la Barcelona, foarte mulți copii. Drept dovadă, a avut un campionat... Început de campionat foarte slab. S-au dus undeva, erau după vreo 8 etape, 10 etape, locul 13-14. Deci ăsta acum a venit la 3 puncte sau 4 puncte de Atletico Madrid. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să avem răbdare, exact, și asta. Proiectul care este, trebuie să avem răbdare. Construim și suntem un obiectiv. Ne-am propus la echipa mare obiectivul 1-6. Suntem un obiectiv. Văd la acolo clasamentul. Suntem exact între 1 și 6 în proiect, obiectivul, suntem pe locul 6. Îmi doresc mai mult anul ăsta, mi-am spus și lor, pentru că am făcut 3 transferuri bune. Din punctul meu de vedere, l-am adus pe Vasiu, fundaș central de la Reșița, cu ștate vechi de Liga 2, care vine din Academia lui Hagi. E un jucător cu un potențial foarte mare, dar trebuie să schimb puțin mentalitatea, pentru că e un jucător mai dificil, da, în ghilimele. Da, l-am adus pe drumul cel bun, am încredere în el. Am adus pe Ian cu mijlocaș central, acesta datorită domnului director sportiv Cherecheș, care îi știa foarte bine. Îi știam și eu, dar mi-am dorit, pentru că am avut nevoie de axul central. Am adus pe Ian, un jucător de talie, un mijlocaș care vine de la UTA, 21 de ani, un jucător tânăr care are potențial. Și avem vârf de atac, l-am adus pe Șulea, care an de zile a fost golgheterul serilor. Pe unde a jucat aici, în zona Ardealului, un jucător care sper să mă ajute. Mai este un copil soare de 2002, care are tot la fel potențial, l-am adus tot la fel, a venit din Germania, este un jucător care nu are contract nimic, este amator, dar și-a dorit să vină acasă, un jucător care îmi place. Și cu ceilalți, cei vechi, care tinerețea cu bătrânețea, îmbinăm plăcutul și să putem să ne atingem obiectivul. Asta e cel mai important. Îl salut pe Daniel Brania, nu-i niciun secret că este fiul prietenei mele, Daniela, se uită la noi, neața Daniela. Dani, mulțumesc pentru flori, chiar dacă le-ai trimis pe mama.
Mulțumesc! Ieri a fost ziua mea de naștere, nu ieri, alaltă, mă rog, după buletin. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Mulțumesc, Rosie, ești în dulce. Da, și ieri Daniela mi-a adus florile, că Dani e mai rușinos, așa. Da, poate veni la antrenament să vedem. Acum, nu trec la invitatul următor, îl las pe Ama, dragii mei, că și-o pregătit aici hârtiuța, care eu nu înțeleg mai nimic, și las cu, pentru iubitorii fotbalului, a meciul, a sportului cu mingea de picior și pe iarbă, că mai e unul, am mai descoperit eu, știți, că este și de sală, îl las pe Ama să povestească concret cu fane despre rezultate. După care o să trecem la următorul invitat să vedem cine e și de ce a ales să vină la Deva. Aș începe totuși cu Dani un pic. Pentru cei care nu știu, Dani a fost director sportiv la Crișul Cristiu. Șef acolo. Uite, Rosi ne dă și o minge pe aici, măcar să avem mulțumesc. Ce face. Să aibă Ioana ce face când noi vorbim. Joc în fotbal. Dani, ai plecat totuși de la liderul Serie 8 și ai venit la Deva, o echipă acum, conform clasamentului, undeva la mijloc. Cum ai văzut tu din exterior lotul Deve? Eu i-am văzut în câteva meciuri, ne-am văzut și acum în această perioadă de iarnă, se mișcă ok. Cât am văzut eu de pe margine, se simte un pic de lipsă de omogenitate, dar asta e normal. Noi în vara anului trecut am jucat un amical cu Deva, i-am invitat la Chișinău Criș. M-a impresionat jocul Devei, o echipă agresivă, o echipă cu o posesie foarte bună, o echipă care ajunge foarte repede în fața porții, își creează foarte multe ocazii și cu siguranță există foarte multe calitate. Sunt jucători de calitate, sunt jucători foarte tineri și cu siguranță omogenitatea care inevitabil apare în timp va aduce rezultate. Sunt convins că returul de campionat va arăta mult mai bine. Și deși nu avem un obiectiv impus de conducerea clubului și de administrația locală, ne dorim locul 2. Vrem să ajungem la baraj pentru că condiții avem, calitate avem și ne batem la locul 2. Mi-a anticipat ce vreau să-l întreb pe fane. Acum, dacă ne uităm, suntem pe locul 6 cu 12 puncte, locul 2, mă rog, e Gaz Metan 2 cu 17 și Gilortul Cărbunești cu 17. S-a jucat o etapă din retur, tocmai cu liderul Viitorul Schellenberg, care terminase la, cu punctaj maxim turul. Primele puncte le-au pierdut în meciul cu noi. Cum a fost și cum vezi, fane, mai departe evoluția? Știu, într-un meci câștigat ai ajuns la două puncte. De locul 2. De locul la două meciuri câștigate deja... Joc, da, să nu uităm că joc vinerea meci de la ora 15 acasă cu Gilortul, care e pe locul 2, 17 puncte. Am toată încrederea și convingerea că jucătorii vor da totul pe teren și vom câștiga acest joc. Putem să venim la două puncte de Gilortul. După aceea ieșim afară la Irmaștad, da? Ultima plasată. Da, care putem să venim cu puncte de acolo și după aceea jucăm cu Jiu Petroșeni. Dacă am aduce 9 puncte din cele 3 jocuri, ne-am clasat undeva acolo între 1 și 3, da? În cele 3 etape. Jucăm afară la Cisnădie, vine Gazul Metan acasă. Adică găsim echipele din primele două, da, din primele două, vin din primele trei, pardon, din primele trei care vin la noi. Am scăpat. Pentru că am fost singura echipă care am luat punct de la ei. Și să nu uităm că și prima etapă când am jucat, am început acest tur, am căzut cu Schellenberg-ul. Poate acum cădeam cu Schellenberg-ul, evoluția era alta. Am pierdut acasă 2-1 pe două greșeli de portari. Am doi portari de tineri, au calitate, am încredere în ei, care mi-a greșit Manea la meciul de acasă, a fost un 1-1 la pauză, mi-a luat un gol la 30 de metri pe axul central, a vrut să le smingă cu piciorul. Pur și simplu a băgat un portă. Dar n-a fost nicio diferență între noi și ei. Ceea ce pot să spun că prima etapă din tur care s-a jucat anul trecut, am fost singura echipă care a scos punct la ei și... Ultimele 10 minute am fost în domina jocul, pur și simplu, asta numai în jumătate lor. Am calitate în lot, ceea ce îmi doresc de la ei, trebuie să aibă mai multă atitudine. Că sunt jucători, cum spunea și Dani, cu calitate mare, refer la un trașcă, că, vă spun simplu,
cupa și din lotul mare, are o mentalitate puțin mai proastă, cum ar veni. Da? El are o viziune a lui despre fotbal. Da? Am încercat acum în cantonamentul de iarnă și toată pregătirea să vorbesc separat cu el, să nu mai vorbesc față de grup, să-i fac reproșuri sau să îi spun una sau alta că n-a făcut bine, că am văzut și am observat la el că este un jucător că dacă îi spui față de grup, deja nu mai vrea să joace, e foarte ambițios, capricios și așa mai departe. Drept dovadă, și la antrenamente, și după antrenamente, discut în fiecare zi cu el și am mare încredere în el că face diferența. Dacă ai fost la meciul la noi, jucătorul care, eu cred că în Liga 1 nu sunt 3-4 jucători de calitatea lui. În regim de viteză, cu mingea la picior, pur și simplu, eu n-am văzut așa ceva. Dar îi lipsește mentalitatea, lipsă de... Îi trebuie un declic, are... da. Sper să ai norocul să reușești să-l faci cu el. Eu i-am spus, dacă el face o jumătate de ani sacrificii și vede decât, pentru că performanța se face numai cu sacrificii, da? Și eu am făcut performanță cu sacrificii și mă trezeam dimineața la 5, făceam aveta câte 50 km pe fiecare zi, mergeam cu trenul, ajungeam la, jucam în Liga 1, ajungeam la 8 în vestiar pe masa de masaj, dormeam 2 ore și mâncam un baton între antrenamente, un baton sau Eugenie și plecam iar seara cu trenul acasă, da? Și în fiecare zi am făcut și jucam în Liga 1. Mi-am dorit foarte mult și jucătorul care își dorește foarte mult din punctul meu de vedere, care vrea să ajungă acolo și are calitate, ajunge. Și nu mai prin muncă. Nu mai prin muncă. Da. Așa, și acum să continuă Dani cu ce... Continuăm cu... Chiar vreau să trec la Dani. Acum, pe foaie nu e niciun secret, e trecut clasamentul și, mă rog, programul primei etape, mă rog, cele de-a doua etape din retur. Dani, pomeneai de baraj. Da. Cum îl vezi? Sau explică cum e. E un sistem destul de ciudat. Mă rog, și campionatul e ciudat că au fost făcute cele 10 serii de 10 echipe. Explică pe înțelesul tuturor. Eu îl știu, dar explică mai bine să înțeleagă deci toată noi lumea. Suntem legați cu seria 8-a, seria din care am venit eu, unde Crișul Chișinău, Criș și Șoimi Lipova sunt principalele favorite care se bat pentru baraj. Locul 1 din seria noastră va juca cu locul 2 din seria 8-a. Iar locul 2 din seria noastră va juca cu locul 1 din seria 8-a. Cele care vor învinge din cele două duble vor juca pentru promovarea în Liga 2. Deci noi cu siguranță la locul 1 nu mai avem șansă, dar ne vom bate pentru locul 2. Locul 2 care înseamnă că vom juca cu locul 1 din seria 8-a. Deci să înțelegem, promovează practic. Se duc 20 de echipe la baraj, da, da, și promovează 5. Da, da, da. Și tot așa, acum la Liga 2 știm că s-a retras Turistul Măgurele, s-a făcut un loc liber, Pandurii clasic, Târgu Jiu, cum să zic, ca să înțeleagă toată lumea, că e și viitorul Pandurii, fostul ACS Șirineasa, Energeticianul Petroșani, deci și Pandurii sunt la 8 puncte, la diferență mare, deci sunt ca și căzuți și mă cumcea și fanul, mai este reiși sau pe acolo la cădere. Din Liga a doua ar picat tot 5, rămân 21, 20... Depinde, se discută, 10, se discută așa 22. Printre oamenii de fotbal că există variantă și să se facă două serii de Liga a doua, ceea ce ar însemna o altă organizare. Acum vom vedea. Important e noi să avem rezultate, să ajungem acolo și cu siguranță vom reprezenta Deva cu 500 la baraj, dacă vom ajunge acolo. Să sperăm că așa va fi. Acum, șanse la locul 2, cum spuneam, sunt diferența de 5 puncte chiar în două meciuri. E remontabilă, sigur că da. Mai ales că ne-am pregătit bine, am făcut un cantonament foarte bun. Și te rog să detaliezi un pic cantonamentul de la Herculane și eventual o să vă rog pe amândoi să vorbiți de rezultatele dinamicale. Știu că nu sunt foarte importante, dar îți faci o viziune. Sigur că da. Tot timpul eu merg pe ideea că victoriile aduc victorii. Sau jocurile amicale bune creează o stare pozitivă și încep și campionatul foarte bine. Am avut un cantonament foarte bun, condiții foarte bune. Am stat 8 zile. La Herculane. La Herculane, da. Acum nu știu dacă pot să pronunț numele hotelului, dar nu contează. Am fost la Herculane, da. Și băieții s-au pregătit exemplar. Deci chiar am discutat cu domn profesor și a fost foarte mulțumit de cum s-a pregătit acolo. Condițiile au fost foarte bune. Am avut recuperare bună, am avut sală de forță performantă cu aparate de ultimă generație. Și cu siguranță va conta foarte mult pregătirea de iarnă, atât pentru retur, cât și pentru sezonul viitor, pentru că știți foarte bine, contează foarte mult.
Preiau, avem o mică problemă tehnică. Ama nu știu ce a reușit să-i facă la valieră. De acolo, sunetele acelea care le-au zis, dar ne ajută să ne trezim, Rosi, poate, de dimineață. E, ăsta-i farmecul emisiunilor în direct, până una alta. Poți să continui, da, că să continui, să continui cu Dani. Acum trebuie să facem o comparație cu Chișinău, Criș. Da. Bun, Deva este un oraș mult mai mare, reședință de județ. Chișinău este un oraș nivelul Simeriei, să zic așa, ca și populație. E un oraș 7.000 de locuitori are. Deci un pic mai mare ca Ninos. Da. Îmi cer scuze atunci. Da. Cum erau condițiile la Chișinău în comparație cu Deva? Condițiile la Deva sunt mult mai bune din toate punctele de vedere, și ca infrastructură, și ca organizarea clubului. La Chișinău, Criș, cam le făceam pe toate. Aici avem atât juriști, în cadrul clubului avem contabilitate, cam toată lumea știe ce are de făcut, un centru de copii și junior foarte puternic. Noi chiar ne ocupăm doar de problemele sportive și de organizarea activității la echipa de Liga 3-a. La Chișinău, Criș, vă dați seama că, fiind un oraș mic, nu îți permiteai să ai un centru puternic de copii și juniori. La fel și din punct de vedere administrativ, nu îți permiteai să te organizezi, să ai toate departamentele în cadrul clubului, și ca atare le cam făceam pe toate. Acum, și la Chișinău, Criș, când am preluat în 2010, echipa era retrogradată în Liga 5-a, cu o infrastructură precară, dar având încredere, am primit încrederea administrației locale de acolo, pas cu pas am dezvoltat infrastructura, ceea ce contează foarte mult și la Deva, și de asta am și ales proiectul de la Deva, pentru că am văzut o administrație locală deschisă, care a gândit alături de domn profesor foarte bine proiectul, investind în infrastructură. Contează cel mai mult. Și pentru centrul de copii și juniori, și pentru echipa de seniori. Și pentru oraș. Și pentru oraș. Contează foarte mult să ai unde să te pregătești, în condiții foarte bune. Și acolo s-a investit în stadion, în primul rând. Și după aia au început tot timpul, în fiecare an am avut un progres din punct de vedere al rezultatelor, culminând cu promovarea în 2018 în Liga 3. În Liga 3 am avut două sezoane bune, iar în iarnă am lăsat echipa pe primul loc. Acum, pentru ce ai făcut acolo. Pentru mine a fost locul unde m-am format și atât. De două luni de zile sunt trup și suflet alături de Deva. De fotbal, de Deva, de fotbal și de habar. Să nu uităm că soția lui e și ambalistă. Acolo vreau să ajungem, da, ne-a luat-o Fane înainte. Și soția lui Fane este cu ambalistă. Acum să-i dau răspunsul de ce ne-am venit eu luna la să roagă de mine. Am fost odată la voi când erați în sediu vechi. Da. Într-o lună, da? Am venit cu Manu Sârbu. Eu vinerea, după meciuri sau sâmbătă, după meci, depinde cum jucăm, plec acasă. În vedere că soția mea, ambalistă, joacă la Mioveni în prima ligă, are o carieră frumoasă în spate, a jucat la Metz în Franța, care a câștigat cupă, campionat, da? În vară termină contractul și vreau să o aduc la Deva aici, aproape de mine, da? Pentru că vreau să mă stabilesc la Deva cu familie, cu tot. Și ea își dorește foarte mult, că nu este ușor, având în vedere că avem gemeni, da, da, fac 5 ani pe 22, acum pe 22 fac 5 ani, mulțumesc, Doamne, la fel. Să vă trească. Nu este ușor ca să pleci lunea de acasă și să-i vezi domnul ai vinerea sau sâmbăta. Este greu, mulțumesc mamei soacre că se ocupă de ei și stă cu ei, dar v-am zis, de asta n-am putut să vin. Cu drag, vin în fiecare zi, nu a fost nicio intenție din partea mea să nu vin. Îmi face plăcere să vin alături de voi. Îmi doresc foarte mult ca din vară, ca și soția mea să vină și să facă parte din CSM Deva, da? Este portăriță, ca să știți, portăriță cu calitate bună, și îmi doresc foarte mult ca obiectivul la handbala noastră este promovarea. Știți și dumneavoastră că la Deva handbalul a avut tradiție și acest oraș și acești iubitori ai handbalului își doresc foarte mult ca să fim pe prima scenă. Și eu am convingerea că domnul președinte Maria Munteanu, care se ocupă și de CSM, va face tot ceea ce e posibil cu echipa ca să promoveze. Am fost la meciul de la Târgu Jiu, să știți, când au jucat cu Târgu Jiu, 50 de minute le-au condus, da?
Am fost valori peste ele, pur și simplu așa este în handbal. Poți să conduci până în minutul 57, dar la 3 goluri și în 3 minute să pierzi jocul. Dar mai este returul care va fi în aprilie aici, se va ține la Deva și am toată convingerea că Federer vor câștiga și vor termina pe primul loc. Acum, bun, am și microfon acum, sper că se aude. Mai aproape. Asta e cu problemele tehnice când ești în direct, cum spunea și Ioana. Ma, Dani și soția ta a venit acum recent la Deva. A fost acest turneu de săptămâna trecută la Târgu Jiu, 3 victorii. Acum, scorul contează mai puțin și la handball acum se merge pe rezultat, fiind vorba de promovare. Soția ta a jucat în Liga 1 la Chișinău. Din păcate, cum spunea, oraș mic s-a desființat echipa. Vin la Deva, te întrebi și pe tine acum, cum vezi viitorul handball-ului Devean, mai ales că ultimul turneu va fi la Deva organizat, așa cum e un sistem ciudățel de promovare, dar da. O să-l chem o dată pe Marian Muntănemi să ne mai explici odată. Sigur, eu am fost la toate cele 3 turnee, am urmărit meciurile în online, am fost prezent în sală. Echipa s-a prezentat bine, în afară de sincopa cu Târgu Jiu, meci controlat 45-47 de minute de noi. Echipa s-a prezentat la un nivel foarte bun. Acum, ultimul turneu, am jucat primul meci cu Oradea, o echipă bună, o echipă organizată, cu un antrenor foarte bun, dar am câștigat la o diferență foarte mare, 14 goluri. Al doilea meci cu Reșița l-am abordat cu jucătoarele care n-au jucat în primul joc, în mare parte. Încercând să menajăm jucătoarele cu experiență pentru jocul numărul 3 cu Bistrița. Joc foarte greu cu jucătoare, 3-4 jucătoare de la Bistrița, de la prima echipă, dar am controlat în totalitate jocul și l-a câștigat la 5 goluri. Asta este foarte bine că stăm, foarte bine că stăm bine. Da. Urmează, am spus, o să-l chem pe Maria Munteanu într-o emisiune viitoare aici să ne explice ce și cum. M-aș întoarce la Fane și m-aș întoarce totuși la fotbal, că despre fotbal să vorbim mai mult astăzi. Fane, cum au fost amicalele din pregătiri? Eu am văzut câteva meciuri. Acum știu că la amicale încep cu o formulă și în repriza a doua încep să faci diverse... Trebuie băgați toți, trebuie văzut, de asta sunt și jocurile amicale, ca să vedem potențialul la fiecare jucător. Am fost mulțumit de jocurile amicale, având în vedere că primul joc amical am jucat cu CSM Reșița, o echipă de Liga 2, am condus până în minutul 60 cu 1-0, din minutul 60 am băgat altă formulă de echipă, care au fost foarte mulți tineri. Am pierdut cu 2-1, nu contează rezultatul, mă interesează foarte mult jocul. Următorul joc l-am jucat acasă cu o echipă bună, cu Giru, care am câștigat cu 2-1. După aceea am jucat acasă cu Lipova, era 1-1 minutul 35, la o fază banală care, din punctul meu de vedere, n-ai voie să faci așa ceva, un jucător de la Lipova a sărit la un copil de-al meu, Curescu, care are o calitate foarte bună și un jucător care îi văd un viitor frumos, a sărit și a dat cu pumnul. Acolo a ieșit o bătaie generală și am hotărât ca din acel moment să întrerup jocul, să fac antrenamentul, pentru că nu am nevoie la jocuri amicale să se întâmple așa ceva. Următorul joc l-am avut... Au fost meciuri și cu Alba, Giroda, Giroda, care am bătut 2-1 pe un fond de joc foarte bun, ne-am creat ocazii foarte multe. Și ultimul joc l-am jucat la Alba Iulia, pentru că mi-am dorit, trebuie să joc acasă cu Alba Iulia, mi-am dorit foarte mult să joc pe un teren de iarbă, pentru că am sperat până în ultima clipă că ne va da derogare Federațiilor de Fotbal să jucăm pe sintetic și în momentul când ne-a sunat și a spus că nu poate să ne dea derogare, am schimbat jocul să jucăm la Alba Iulia pe un teren de iarbă, pentru că n-am făcut niciun fel de antrenament pe un teren de iarbă din iarnă. Și se vede diferența între sintetic și iarbă. Se vede diferența, este diferență mare. Ne-a dus undeva la Oarda de Jos, care pe un maidan, pur și simplu un teren cu denivelări, un teren care a lăsat de dorit. Am pierdut 2-0, dar nu ca joc, am pierdut la două faze fixe, care mi-a greșit și Manea și Dombradi, amândoi portarii, mi-au greșit la amândouă goluri. Restul ne-am creat ocazii, am avut 4-5 ocazii de a scrie, a avut Șulea două singur cu portarul, a avut Vitan singur cu poarta goală, une dă peste gol, pur și simplu dă peste poartă. Îi înțeleg și pe ei, pentru că în momentul când faci
antrenamente zi de zi, jocuri, numai pe sintetic, dai peste, te duci pe, adică îți dorești un teren de iarbă bun, găsești un maidan care nu poți să faci absolut nimic, să rea mingea tare și s-au plâns foarte mulți de starea terenului. Da, dar, și astfel de terenuri, mă scuz, da, că te întrerup, defavorizează jucătorii tehnici. Am văzut la Deva câțiva jucători cu reale calități tehnice. Și știi mai bine ce înseamnă că dai jucători tehnici să joci pe Maidan. Maidan, da. Acum, săptămâna aceasta este săptămâna prelungătoare jocului, care, din punctul meu de vedere, am făcut el pe sintetic. Ne-am întâlnit la ora 3, am avut antrenament la 3:30. Azi de dimineață, în fiecare zi, voi face, am găsit înțelegere la Simeria de la domnul Hițac să pot să fac toate antrenamentele acolo, pe iarbă, având în vedere că și aici nu am apă caldă. E greu ca să te duci să-ți faci antrenament, să intri în vestiar, transpirat, să n-ai apă. Și să fie frig, să n-ai condițiile necesare. Și atunci pot să vă spun, cât am avut apă caldă și totul, cât a fost o pregătire așa cum mi-am dorit eu, n-am avut niciun fel de accidentare. Cum a fost acea perioadă, acum 2 săptămâni, când a fost apă caldă, o săptămână de zile, deja am avut 2 jucători de bază care mi-au ieșit din circuit. 2 jucători de bază care au făcut întinderi și contracturi, da? În momentul când nu ai continuitate în antrenament, e foarte greu ca să duci pas cu ceilalți. Am zis să nu risc absolut nimic, m-am dus, am vorbit cu președinte de la Simeria, mi-a oferit terenul 2. Nu este un teren de calitate, dar cât de cât se obișnuiască pe iarbă. Pentru că în momentul când, vă spun din experiența mea, jucam la Oțelul Galați, când venisem din Olanda, m-am dus la Steaua, m-am dus la Oțelul Galați, Sorin Cârțu, antrenor, făceam toate antrenamentele de lunea până vinerea pe sintetic. Sâmbătă era jocul, sau duminică era jocul, ne băga cu o zi înainte să facem antrenament pe iarbă, pur și simplu a doua zi când intrai pe iarbă, care eu eram un jucător care din minutul 1-90 aveam așa, uite așa se făceau gambele și picioare, pur și simplu erau grele. E diferență și atunci ca să nu, jucătorii, să vă spun ceva, jucătorii tot timpul găsesc motive. Când nu sunt rezultate, ba antrenorul de vină, ba că s-a simțit rău, ba că n-a fost masa bună, ba așa, ei n-au niciodată nicio vină, da? Problema este atunci, am zis în următor, toată săptămâna asta să pot să le ofer teren de iarbă, să aibă duș, da? Că și asta este un factor care ei pot să lege, ca vineri când am jocul să nu pot să reproșeze absolut nimica. Da? Să văd că intrăm pe teren montați, să câștigăm acest joc. Avem nevoie de acest joc și de această victorie ca de aer, pentru că, repet, ce a spus și Dani, și ne-am propus să câștigăm locul 2. Aș bucura să fie așa. Ioana, eu mai fac o completare scurtă de 1 minut și după aceea te las pe tine cu celelalte întrebări extra fotbal. Băieții, când vor ieși în emisiune, se duc la testarea COVID, că asta e situația. Da, avem testul COVID. Din 2 în 2 săptămâni ne obligă federația să facem testele. Sper din toată inima să fim toți negativi, pentru că orice jucător din lot, da, din lotul actual, este important pentru mine și dacă Doamne ferește, va fi, mai pățit-o anul trecut în câteva meciuri, am jucat cu improvizații, jucători de bază, nu am avut la jocuri pentru că au fost depistați pozitiv. Pozitiv. Da, și sper ca să primim rezultatele, tot să fim negativi și să putem să abordăm jocul cu tot lotul. Deci eu sper să fiți toți negativi acum. Doamne, și vineri la meci. Să fiți negativ la test, să fiți negativ și pozitiv la meci. Da. Vineri la ora 15, da? Da. La Simeria, primul joc oficial din acest an, jucăm cu Gilortu Târgu Cărbunești. O echipă bună, drept dovadă în clasament, sunt pe locul 3, legate de puncte cu locul 2, 70 puncte. Jucători interesanți acolo, jucători cu ștate vechi la Liga 2, eu zic că va fi un meci greu, un meci care e deschis oricare rezultat, dar îmi doresc foarte mult ca echipa mea să câștige, pentru că jucăm acasă. Și aia la Gilortu, când am avut, am pierdut a doua etapă acolo 3-1, dar nu ca joc, tot la fel, mi-a greșit Dombradi, portarul, mi-a greșit la două goluri și fost 1-1 până în momentul 84-85. Am luat în ultimele minute, am luat 2 goluri și, dacă mi-aduc aminte la acel joc, am avut pe Manel Cristoiu, un jucător care venea de la Liga 1, Liga 2, cu ștate vechi. L-am băgat în minutul 81, în 4 minute sau 5 minute a fost autor la 2 greșeli flagrante. Da? După acel meci,
jucător la 30 de ani, jucător cu experiență, după acel meci am și rezilat contractul cu el, prefer să cresc un copil din curtea noastră decât să aduc un jucător cu atâta experiență și să-mi fac asemenea gafe. Nu știu ce s-a întâmplat, am simțit eu altceva, nu vreau să dau detalii și am preferat atunci să strângem una să plece. Da, și cu asta basta. Eu vă doresc multă baftă pentru meciul de vineri și Ioana, ai mingea la tine. Am mingea. Dau pas la fani acum, stați să vedeți. În primul rând, ați trecut ușor, i-am lăsat să discute detalii tehnice, nu mai avem decât 10 minute, dragii mei, de emisiune, așa trec minutele când subiectele sunt foarte interesante și fotbalul, bineînțeles că este un subiect extraordinar de interesant, nu doar pentru iubitorii de fotbal, și pentru noi, până, știți, curând, așa o clătită, mai discutăm și de o fază de fotbal. În primul rând, cum se numesc soțiile voastre, că le-ați nominalizat, dar fără nume? Doamna Nanu și doamna Cherecheș. Lasă că era vorba de numele mic. Olivia Elena Nanu. Așa. Și Bianca Andreea Cherecheș. Și să nu uităm că Bianca Andreea Cherecheș, am văzut că deja a șeruit emisiunea noastră, chiar discutam înainte de emisiune cu soțul dânsei. Să-i urăm succes și bine a venit la Deva și vă mulțumim că ați ales Deva și, bineînțeles, implicit județul Hunedoara să vă fie casă și sperăm noi pentru mult timp și dorim succes acolo la echipa de handbal. Am văzut că domnul Mătăsaru deja ne-a dat like, deci e cu ochii pe noi, nu ne iartă. Mulțumim! Îl salut și eu pe Neamă Tase și astăzi da. Neamă Tase poate după ora 11 ne auzim la un telefon. Și la o cafea. Și la o cafea, da, așa e. Iubitorii sportului au înțeles că dacă a fost ieri luni și n-a fost sport, o să fie cu siguranță mari. Așa e, dragii mei. Ce pot să vă promit eu, da, vreau ca în fiecare săptămână sau o dată pe lună să vă trimit și 2-3 jucători de la mine, pentru că e foarte important și ei să participe la... Asta vreau să vorbim. CSM Cetate Deva, atunci când nu numai se CSM, poate... CSM, nu încurcăm cu Cetate. Să nu, și... da, că Cetate e liceu. Nu, e tipic altceva mie, Cetate. Lasă-mă și tu în pace. Da, CSM Deva, no, bineînțeles, dacă am încurcat centrele de cultură cu centrul cultural, acum noi fi încurcând echipele de fotbal sau... Aici e grav să le încurci la fotbal. La cultură mai treacă meargă de la fotbal. În continuare, mulți iubitori de fotbal... pronunță Cetate Deva. Clubul Municipal, ajută-mă, Rosi. Clubul Sportiv Municipal. Clubul Municipal? Sportiv Municipal Deva. Ce te bași peste lăutari? O uitat că Dinamo nu mai există. Decât așa în poze. Sunt și acolo, sunt și acolo jos. Da. Ia să la număr din păcate. Iar nu se poate, să te las pe dimineața, nu putem să-l iertăm pe Ama. Da. Da, încă... scuze, țineți ideea. E Dinamovist, dar vei din Vișiniu. Da, ne tot glumim de la începutul emisiunii că mai există Dinamo. Fane, ce tot povestim noi de-a lungul... Da, mi-aș dori și am vorbit și cu Marius, antrenorul de la juniori, să aduceți filmulețe. Ce se întâmplă? Noi, muritorii de rând, care nu facem sport de performanță, bine, nu fac deloc, dar nu înțelegem ce înseamnă un antrenament. Care e diferența între un antrenament pentru un jucător care face performanță și care e diferența pentru un copil care face sport pentru sănătatea minții, a corpului și a integrării în societate. Că până la urmă trebuie să înțelegem că acei tineri care vin acolo la voi învață să trăiască în comunitate. Asta e ideea până la urmă, că mulți dintre ei ori sunt hiperactivi și au foarte multă energie și îi duci la fotbal sau la karate sau la orice sport, să încerce să asculte de un antrenor, să înțeleagă că există o ordine în toată, o disciplină. Da, mulțumesc, Rosi. Asta e ideea. Să aduceți filmulețe de acolo, de la voi, mi-aș dori. Filmați cu telefonul, pentru că noi, cu camerele, nu o să putem să venim să stăm cu voi non-stop. Dar voi puteți surprinde foarte multe activități din timpul zilei. Și ce vreau eu să-l întreb pe Fane Internaționalul?
Că mă tot iau eu de generația de aur, prietenii mei. Ei, mulțumesc Dumnezeu că am prins această generație și am avut posibilitatea să joc cu jucătorii emblematici ai României, generația de aur. Și îi explic la jucătorii mei pentru că erau foarte modești, jucători profesioniști. Asta vreau și de la ei, jucători cu nume, mă refer la un Gică Popescu, la un Dan Petrescu, la un Hagi, care venea, Dan Petrescu și cu Gică Popescu venea cu o oră înainte de antrenament și începeau pregătirea antrenamentului prin stretching, în sală. Asta le explic și lor. Ai mei, dacă, bine, așa este la Liga 3-a, mentalitate de amatorism. Îi vezi înainte de asta, ba cu cornul de antrenament, ba cu cola, deci intră pe poartă. Acum am făcut o strategie, pe cine mai prind cu cola sau cu corn înainte de antrenament să înceapă antrenamentul, amendă. Corect, mi se pare corect. Până la urmă, zahărul din sucurile carbogazoase sau din, ca să nu dăm nume, că nu poate fi numai un fel de suc, nu sunt sănătoase nici pentru noi. Noi ne mai permitem câte un deliciu, un sportiv de performanță nu. Bine, și vremurile erau altfel și tot încerc să explicăm. Când vedeam un Pepsi, mi-aduc aminte, aveam 19, luam de la Tecu. Da. Când vedeam un Pepsi, luam câte o curiță de el, o săptămână îl țeleam să nu termin. Da, da. Așa. Erau alte timpuri, alte mentalitate, nu aveam acces la internet, pur și simplu decât fotbal vedeam. Toată ziua băteam mingea pe stradă. Exact, aia încerc. De aici pleacă totul, pentru că copiii în ziua de azi au alte deschideri. Fotbalul pentru ei, la un moment dat, este un hobby. Și am, nu dau nume, mi-a zis cineva tot la fel, că domne, că copilul meu cu tare. Și domne, deci nu, dacă tot, nu, că el face, doar e hobby, pentru că vrea să dea la facultate, da, la Academia de Poliție. Ok, păi și atunci de ce? Bă? Păi nu, să pregătească, ok, perfect. Și atunci dacă tot pui presiune pe anumite persoane, da, pe anumite persoane, că de ce nu joacă copilul tot și să mai departe, pentru el un hobby, las pe altul care vrea să facă performanță, nu să fie un hobby. Cred, ține locul ocupat pentru un tânăr care ar putea să facă performanță. Da, foarte bine că și-a ales, și-a ales și asta. Și asta, da, pentru că copilul învață foarte bine, este un lucru foarte bun, pentru că să nu uităm Ștefan Pănoiu, care este la Rapid. Da, e un copil crescut de mine de la 15 ani la 17 ani. A ajuns la Rapid. Și Iana, tot la fel, un copil crescut. Da, Iana, sezonul trecut la Deva, la Deva cu 21. U19 și joacă la CSM Stati, în Liga 2. Deci copiii au crescut, au evoluat lângă mine. Asta îmi și doresc, ca orice copil de aici, din curtea noastră, să crească frumos, într-un mediu frumos și să poată să facă performanță, deci nu mai sus. Da. Mai ales că sunt aceste două exemple, sigur mai sunt și alții care ți-au trecut prin mână, dar sunt două exemple clasice, concrete, poți să vezi cu un pic de muncă. Ajungem la Ronald Koeman. La Ronald Koeman ajungeam acum cu Mahamadou Diarra, da, care a jucat la Lyon și la Real Madrid. L-a luat în mântu în 99, când am ajuns la Vitesse, a ajuns o dată cu mine, un copil de 17 ani jumătate, da? Venea undeva de pe la Larissa, din Grecia. A plătit Vitesse $150,000, da? În 4 ani de zile sau 5 ani de zile a luat Vitesse undeva la vreo 18 milioane de euro. Da? Da. Atât. Și după aia l-au vândut la Real Madrid pe 30 și ceva de milioane. Dar Koeman, am spus și repet, fost antrenorul care tot timpul a promovat copiii. Și ce se întâmplă? În momentul când eu conduc cu 3-0, am un copil de calitate, da? Mai sunt 20 de minute. Bagă-l în teren să joace, să prindă încredere. Să simtă jocul, să se omogenizeze echipa. Asta le dă lor încredere, da? Corect. Că vorbeam cu Marius Sârbu zilele trecute și îmi spuneam felul următor. De când am adus acești copii lângă echipa mare, că obligatoriu să vină la antrenamente la mine, da? Nu-i vine să crede nici lui, pentru că jucătorii acești copii au crescut, au prins mai multă încredere. Corect. Și exact ce am discutat cu Marius în emisiune. Atitudine și parcă altă dorință. De a juca și a demonstra când se duc la echipa a doua. Și părerea mea e că au exemple vii, pentru că acești tineri juniori al lui Marius joacă prea multă FIFA și ei acolo pot în mediul online ce pe teren nu se poate, dragii mei. Ei nu mai fac diferența. Și pe calculator nu este totul. Exact, pentru că acolo e regim de... Acolo, sigur, terenul este perfect. Da, nu sare mingea. Nu sare, nu. Dai bine la poartă. Nu e var acolo.
O să-l rugăm pe Fane să revină la noi foarte curând, cu alături de unul sau doi jucători, așa cum vine și Doru Popa de la Auto Bergamo, să cunoaștem încet încet și jucătorii. Mai am o invitație pentru familia Chirecheș. Na, păi, da. Îndrebuia. Tu ai fermă de oi, da. Eu cum ei, vin paștile, nu vreau să faci mă gândesc. Faci bani. Nu fac bani, trebuie să-i dau de pomană, trebuie să mă mărit cu un cioban, că nu mi-ajung ei. Vă invit la noi, la Super Dimineața, împreună, să vedem ce înseamnă o familie de sportivi. Uite, așa ne-am întâlnit până acum. Vedeți și promit care și eu, promit când o ajunge soția mea aici, va termina contractul, promit că vin și cu juniorii. Am făcut și băiat. Îl punem aici, joc de glezne, deja la vârsta de 5 ani, lovește mingea perfect, joc de glezne, flotări, coordonare bună, deci toată ziua vrea fotbal. Deci promisiune, promisiune. Dacă v-am promis că vin... O facem oricând. Cu drag. Că e luni, că e marți, că e miercuri, cu el. Deci am primit acum de la Rapid, am primit o la fel invitație să iau copiii și să merg tot la fel la ușii postorului de televiziune și le-am promis că în momentul când voi avea timp liber și eu și soția să fim într-un weekend împreună, vreau să mă duc, pentru că eu la Rapid am cunoscut cele mai mari performanțe. Cupă, campionat, echipă națională, contrar la viteză, adică Rapidul mi-a dat totul. Și de ce să sunt Rapid din Dinamo Bistrița? Da. Și tot și fanii Oltean, da? Și fanii Oltean, da. Cum de nu ții cu Craiova. Dragii mei, aici, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere, nu înainte să le neamătase, te aștept la cafea. Prietenii mei de la Dalmair ne... Dau și eu una. Dai și tu una. Ne-am întâlnit să te așteptăm la cafea. Sper că cafeaua mea v-a trezit interesul și mai veniți la cafea aici la noi la Super Dimineața. Încercați. Nu mă credeți? Haideți la Super Dimineața să vedem ce cafea ne oferă prietenii mei de la Dalmair. Și bineînțeles ce mâncăm înainte să ieșim din emisie. Ciorbă de văcuță, ficăței de pui, cu piure de cartofi și salată de murături, plus desert. Eu am cicăm slăbit, mie foame deja. 0724-775-383, 0354-144-194 sunt numerele de telefon la care cineva răspunde și doar pentru 20 de lei puteți comanda exact ce am citit. Vă garantez că calitatea și faptul că mâncarea ajunge fierbinte la dumneavoastră, pentru că Lucian Costea face din asta o vendetă personală, așa că sunați la restaurantul Collection. Dragii mei, vă mulțumesc. N-am zis bine iară, nu? Face o, cum să zic, zi-mi tu, un scop în sine. O să schimb de mâine dimineață, mântura Richard Rossi. Sigur mâncare fierbinte. Deci, indiferent cum. Vă mulțumesc prezența în emisiune. Păi trebuie să-i mai facem și să râdă pe cei de acasă. Că dacă suntem prea serioși, se trezesc că mă confundă cu Esca și dacă sunt prea băhulitoare, mă confundă cu Vaida. Așa că încerc să fie o combinație, știi, între. Nu-s moldoveancă, asta e sigur. Sunt ardeleancă, sunt jet-be-jet. Păcat, mi-ar fi plăcut. Dragii mei, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am azi mulțumesc pentru ajutor. Cu mare drag, oricând. Să vedem cine o fi săptămâna viitoare. Am eu un plan, dar până săptămâna viitoare e mult. Surprize, surprize. Vedem ce ne pregătește Ama. Va fi luni. Respectăm tradiția pentru că s-a terminat cu petrecerile de 8 martie. Acum, dacă nu o fi luni, o fi marți. Om vedea ce o fi până atunci. Corect. Fane, îți dorim succes. Vineri. Sau când? Vineri la ora 15. Vineri la ora 15, dragii mei, la Simeria joacă. Ce se mede vagilor tu, Târgu Cărbunești? Haideți să-i încurajăm. Facem și noi de o... Nu putem. Că nu-i cu publicul. E fără spectator. Fără spectator. Haf! Virusul ăsta. Poate multă mă duc eu la meci. Poate să vină și ne atunci aduce, are imagini. Și ne aduce imagini. Da, mulțumim. Bine ați venit la Deva. Bine v-am mult găsit. Mult succes și dumneavoastră și soției și mulțumim. Vă așteptăm aici alături de noi. Cu mare drag. Aici ne luăm la revedere astăzi 9 martie 2021.
Suntem tot pe pandemie, încă e stare de alertă, nu se știe dacă ne se închid ușile de Paști, încă dăm cu presupusul. Om 13 și om vedea, nu ne mai agităm prin 13, nu o să aflăm noile... În 13 expiră actuala stare de alertă. Dar expiră de tot. Cred că va fi prelungită. Deja a apărut și tulpina la Brazilia, n-am văzut. Doamne, două câte cazuri. Tulpini! Dragii mei, până mâine dimineață, când voi fi la Super Dimineața alături de Nicol, și aducem în atenția doamnelor un aparat special pentru îngrijirea feței, pentru că apare soarele, vine vara, după ce ne-am pregătit de iarnă, acum trebuie să ne pregătim de vară. Și Iulia, prietena noastră, ne oferă un aparat nou, un tratament cu un aparat nou. Ceva ce se găsește doar în vreo 4 locuri prin țară, ci că la Deva există. Mâine, într-o rubrică de frumusețe, o să aflați detalii. Deci mâine dimineață vă aștept aici la 7.30, la Super Dimineața, la 1 TV, în direct, aproape de mine, bineînțeles, Nicol. O salut în această dimineață și de-abia apuc să mă întâlnesc cu ea mâine. Nu bârfirăm de mult. Până mâine dimineață nu pot decât să vă aduc aminte că am aici o dovadă. Fane nane, trecutul nu-l pot schimba, corect? Corect. Nu ia nimeni rezultatele. Ce tot spun în toată dimineața? Uite, vă aduc și dovezi. Viitorul nu avem de unde știi. Nu știi ce faci vineri, nu? Presupui. Presupun și îmi doresc să câștig. Dar ce antrenament vei face astăzi va influența ziua de vineri. Este un ciclu săptămânal, care lunea și marța sunt antrenamente care au un procentaj sau un ritm de 80-90%, da? 100% este marța și după aceea trebuie să scazi, să aduci undeva, să ai prospețime la ora jocului. Deci ați văzut? Trecutul nu-l schimbăm, viitorul nu am vede unde știi, dar antrenamentul de astăzi poate influența rezultatul de vineri. Așa că nu uitați, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți, riscați, pentru că astăzi... Dacă nu rici, nu câștigi. De exact, mulțumesc, Fane. Vă pup, vă iubesc, ne vedem mâine dimineață. Super dimineața.